R cu N, C paralele. Da. Analog, putem arăta și pe partea cealaltă, că și celelalte două sunt paralele și în felul ăsta am arătat că e palogram. Da. Palogram. Dar trebuie să fie și cu unul drept. Da. E aici, vreau să văd. Trebuie să fie și cu unul drept. Cum arătăm că unghiul A, M, D, A, M, D este de 90 de grade? Că dacă A, M, de 90 de grade, și celălalt. Da. Bună. Păi, am egal cu DM. A M egal cu DM, n-avem niciun motiv, să o spunem, da. Ioana. Adică nu vedem de undeva că ar curge din ipoteza asta. Eu ar vrea să arăt că e 90 de grade acolo, A, M, D. Dacă aș arăta că unghiul DAM împreună cu MDA fac 90 de grade, deci DAM împreună cu MDA fac împreună 90 de grade. Visez acum. Da. Dacă aș arăta că 90 de grade, atunci celălalt până la 180 și tot de 90 de grade. Da, da. A, nu. Asta împreună amândouă A și cu D sunt 180. Excelent! Din parogram, da? Și da, sunt 180 împărțit la 4. La 2, la 2, la 2. La 2. Care ăsta e, da. Că fiecare împarte în 2. Da. Da? Și 180 împărțit la 2? Fac? Fac 90. 90? Excelent. Nu la 4, că nu se egale toate. Da. Deci 180, ăsta împarte în 2, ăsta împarte în 2, adică jumătatea ăstuia și jumătatea ăstuia fac împreună 90. Și da. Ce rămâne celor de acolo? 90. Treaba lui, 90 de grade. Și gata, am arătat. Deci figura asta ce este? Dreptunghi. Dreptunghi. A fost paralelogram, l-am demonstrat și cu noi drept, dreptunghi. Foarte tare problema. Vezi ce este important? Noi în discuția asta acum, nu știu, comunicăm un lucru spectaculos. Nu știu dacă asta e ideea. O să vedem a profului online acolo, în momentul acela când a făcut problema. Dar s-ar putea ca să noi te-am îndemnat de multe ori să vii cu ideile tale. Da. Atunci ești spectaculos. Deci așa trebuie învățat. Deci trebuie înțeles că tu te afli într-o problemă nouă. Ai înțeles-o. A, B, C, D, parogram. Când ești parogram, toate cele 5-6 variante de parogram sunt în prezent în mintea ta. Unghiul opusul sunt congruente, alăturate fac 180 de grade, că bisectoarele, că diagonale sunt jumătățesc, că laturile sunt paralele două câte două și congruente două câte două. Toate acestea le ai la dispoziție când ai pronunțat cuvântul paralogram. Da. Și acum, tu din astea ți alegi ce-ți convine. Iată, ne-a fost de folos că suma unghiului alăturate unii laturi fac aici 180 grade, da. Sunt ne-a fost mare folos. Ce mai adaug autorul? Bisectoare, bisectoare, bisectoare. Da. Și atunci, în toată povestea asta, fructificăm toată ipoteza. Că nimic nu dă autorul de aiurea. El dă zgârcit maxim. El dă cel mai puțin cu putință ca noi să ne punem mintea la treabă și cu toate informațiile care le avem în urmă să putem rezolva problema. Ești curioasă să vezi cum a făcut autorul? Practic, tu unde te-ai împotmolit? Aici. Că nu știam cum să arăt că sunt paralele. A, așa, de acolo. Da. Dar nu fi reușit autorul? Ce părere, o reușit oare? Da. O reușit? Și a avut așa ideea asta care am avut-o noi acum? Nu? Altceva? Da. Vrei să te uitați la ea acasă mai mult timp? Puteai să dai o dată de două ori, de trei ori, până când trebuia să descoperi. Da. Hai să dăm împreună. Dă-i drumul. Nu fi fost destul de clar, autor. Avem toate lucrurile la paralogram. Și am zis ce? Bisectoarea. Ce înseamnă din bun simțul pe care l-am avut eu matematic, am sesizat că asta ar fi paralelă cu asta. Parcă ar fi paralelă. Și asta mi-ar fi
Deci, ducând bisectarea lui D și a lui B, s-a întâmplat așa, din ce am desenat, că parcă lucrurile ar sta așa. Astea două ar fi paralele. Dar dacă am duce linia B, că un pic mai... De exemplu, eu, figura mea, la alta am dus-o mai sus de D. Adică, B-ul, G, l-am dus mai sus de D. Pe Q. Depinde de figură. Păi da, pentru că paralelogramul ăla tău era mai lung. Așa, când l-o fac mai lung. Adică ăstea două sunt mai lungi, mama. De ce am și... Înțelegi? O văd din nou. Chiar mai lung. Da? Mai lung și cele două mai scurte. Și atunci, la fita aia, e clară. Eu am și devenit. Da. Era confuzii și la tine. Era un moment de celălalt care nu prea... Nu sunt interesant în același loc. Deci tu le mai lungi pe AB și de ce? Să nu fie două laturi alătate aproape congruente. Chiar mai lung trebuia și la mine ca să nu creezi nicio confuzie. Nici la mine. Și ție ți-a ieșit pătrat? Nu mai mie. Ție nu ți-a ieșit deloc? Păi de ce? Păi de ce? Păi dacă le duceți mai lungi pe AB și pe AC, să știți că vă iese... Păi dacă îi duci bisectoarea de întâi și te duci în bă... Mi-am spus că bisectoarea nu poate să fie. Să nu că... Din D am dus pe aici și din B până aici. Păi dar nu e... M-a fost frică, că a spus paralelul. Deci e dus-o din D bisectoarea, da? Da. Și am dus din B, așa vine la bisectoarea. Deci ca să nu cază rom, întotdeauna când zice paralelogram, pe A, B și pe D, ce... Bun, sigur, îi spune că ar fi paralele chiar astea, nu? Da, acum chiar sunt paralele. Dar nu știm prea bine că sunt paralele, trebuie să dovedim. Atenție, copii! Noi nu știm că sunt paralele, dar ne trebuie asta. Ne trebuie, pentru că n-are cum să fie ăsta dreptunghi dacă nu-i măcar paralelogram. Ei, ca să fie paralele acestea, ar trebui să am pentru aceste două drepte o secantă dusă. Nu? Și atunci secanta aceea, dacă ar determina perechi de unghiuri alterne interne, alternizeze sau corespondente două câte două, ne-ar obliga să fie congruente, să fie paralele pe cele două, da? Deci, din nou... E determin, dar trebuie să fie două congruente. Reușim. Nu se poate. Nu mai puteai să mai fie și astea două sunt paralele și astea secantă. Aici te uiți. Și asta e egală cu asta. Ducând-o pe asta așa, lungită, tai undeva... Unghiul de aici... Asta care unghiul de aici, Ioana, și cu care unghi? Cu ăsta de aici. Cu ala, da, altern intern. Da. Dacă ne-ar folosi. Acesta, A, B, e paralelă cu D, C. Da, pentru că e paralelogram. Pentru că e paralelogram. Înseamnă că unghiul ăsta de aici... Da, ar fi ajutat. Și unghiul ăsta de aici... Pentru că ăsta era egal cu ăsta. Și deci ăsta de aici egal cu ăsta. Nu e cu ăla. Deci ăsta de aici din partea asta egal cu ăsta de aici. Și ăsta egal cu ăsta, da? Și atunci triunghiul ăsta D, S, A, te vine isoscel? Te gândești pe asta? Hai să vedem. Eu mă gândeam că tot așa ajungeam la asta că e paralelogram, dar altfel, prin că astea două sunt paralele. Asta e secantă. Cine? AQ. Da, AQ, secantă, corect. Ăsta era egal cu ăsta și aici la fel, că lui era secantă. Stai, dar aici, când zici ăsta egal, vă citim pe trei litere. E vorba de unghiul D-A-R. Nu D-A-R, dacă R este aici. D-A-Q. D-A-Q, hai să știm. D-A-Q, adică ăsta de aici, da. Și congruent cu care? Cu ăsta nu știu cum e. Cu... Deci ele sunt paralelele. Fii atent aici. Paralelele așa, Ioana. Paralelele așa. Și te-ai disecanta asta. Dacă zici da, Q nu intră în calcul. Ci intră în calcul corect QAB. QAB. Că asta e paralel. QAB e cu D... Punctul ăsta de aici e S, A. Da. Deci, atenție. Q sau S, A,
B e congruent cu A, S, D. Da. Cu A, S, D. Din cauza... Și după aia putem să facem la fel, doar că cu astea. Sigur, sigur cu că... Cu asta. Deci... Și venea că astea, pentru că astea e bisectoare și astea s-au pus la vârf, astea erau egale. Da, deci te duci tot la așa, la faptul că unghiul de aici e cât ăsta de aici în final, da? Și la urma urmii, iarăși o chestie foarte importantă, că D, A, S, isoscel, pe aici mai folosit. Da, deci te duci din nou pe ideea că unghiurile acestea sunt congruente, da? De acord cu asta. Vezi, când îndrăznești și vrei să lupți cu problema, chiar îți vin idei. Ai văzut? Chiar îți vin idei. Și ce frumos este. Ia să încerc și asta, să încerc și asta. Deci paralelismul, neapărat când zice dreapta asta, AB, e paralel cu DC. Și acum căutăm o secantă. Secanta AS. Asta trebuie văzut. A, M, Q, S. Și pentru aceste paralele trebuie să prelungite un pic. Nu putem lua unghiul de aici. Da. Nu, unghiul de aici este. Ca să le prindă pe paralele. Deci B, A, B, A, Q, cum avem noi aici. Da. Și respectiv A, S, A, S, D. Da. Da. Așa trebuie văzut. Da. Mă bucur că, uite, ce ai făcut acum? Ai făcut un lucru extraordinar. Ți-a venit o idee, ai pus stop ca tu să încerci să conduci ideea la problema, da? Asta trebuie să fie. Deci este vorba de o participare. Exact ca la liturghie, eu trebuie să vorbești cu tata, că una este să asiști la liturghie și alta este să participi. Adică să trăiești liturghia odată cu preotul care, mă rog, are darul de a sfinți și a fi sfințitor. El are darul la Dumnezeu și atunci invită practic pe toți cei care sunt în biserică să fie participanți. Așa vă invit eu acum pe toți dragilor să fiți participanți în problemă, nu spectatori. Da? Nu spectatori. Deci acum ceea ce ai înțeles este că dacă insistai și mai mult și pe varianta care ți-am spus-o acum, probabil că aveai șanse să faci problema singură. Eu cred că să-i lăsăm și pe prietenii noștri să urmărească lecția din curiozitatea lor. Cum o fi făcut-o eu acolo? Habar n-am. Dar cred că tot pe un schelet de acesta, tot pe idei de acesta. Deci așa s-a înlămurit-o, da? Da. Mai ai la lecția asta altceva? Nu. Deci, așa. Și acum să vedem o altă lecție. Asta la lecția 589. 589. Deci, dragilor, este spectaculos cum mergem. Deci, Ioan are fixat exact ceea ce noi am mers și acum descoperă practic și spunea un pic dacă insistam, sigur reușeam singură, nu? Este așa sentimentul acela de bucurie și vezi cam pe unde se află. Da, am scris minutul aici. Ai scris și minutul acolo. Sigur că da. Dar mă interesează din momentul în care se enunță problema. E la început. Da? Eu trebuie să iau de acolo, că eu nu știu problema. Da. Așa. Ea deja e începută, da. Ce arată roșu? Se vede o chestie roșie acolo cu cineva care vorbește. Că m-am uitat pe înregistrare, așa apare mereu acolo. Cu I-A și ce... I-A ăsta? Să dă un triunghi, oarecare. A, B, C. Da, un triunghi care ce oarecare. Pe triunghiul acesta, pe A, B și pe A, C, luăm laturile, luăm puntele mâșii mele.
așa încât mai să fie mijloace, da? Azi trebuie să le pestur. Mă, mijlocul lui AB. Mă, mijlocul lui AB, P, mijlocul lui BC, iar N, mijlocul lui AC. Nu degeaba. Da, nu degeaba. Ține cont de chestia asta. Așa. După aia, zice că simetricul lui P față de N este... ăsta, R. Iar simetricul lui P... P față de... Nu, iar simetric... Nu, Q simetricul lui P față de el. Sau invers, da. Putem simetricul lui P față de M este Q, da? Da. Așa. După aia construim... Nu, atât să dăm ipoteză. A, da. Da, astea sunt lucruri date ipoteză. Și concluzia, M, N, A, Q... M, N, A, Q, da. Și M, N, R, A... R-A trebuie să fie paralelograme. R-A, să arătăm că sunt paralelograme. Da. Și acum pornim la treabă. Pornim Q cu R, R cu C. Hai să oprim. Hai să oprim, să vedem, că am înțeles problema. Da. Deci, repetă tu. Avem triunghi ABC. Triunghi ABC oarecare. M aparține de AB. Și nu oricum. Astfel încât AM să fie egal cu MB. M în mijloc, spunem da. Repede așa în limbajul. N aparține de AC tot așa la mijloc. Da. Și P de BC tot la mijloc. Corect, corect, corect. Apoi se ducem simetricul lui M față de P. Da. Simetricul lui... Nu, nu lui M față lui P, P, lui P față de M. Ce înseamnă simetric? Adică... Lui P față de M. Q este simetricul lui P. Să-l ducem, ai zis bine, să ducem simetricul lui P față de M, adică mai mergem de la M încolo cu un segment MQ la fel de mare ca MP. Ca MP. Cu alte cuvinte, M devine mijlocul lui P.